Președintele Klaus Iohannis a declarat astăzi că nu va lua nicio decizie în cazul revocării procurorului general Augustin Lazăr până nu se va pronunța justiția cu privire la legalitatea declanșării acestei proceduri. În ce privește revocarea procurorului general, un demers aiuritor al acestui ministru și cu corolarul la fel de aiuritor, de povești, manipulări publice și așa mai departe, penibilă fază, penibilă fază. Suntem în situația în care, momentan, s-a început un demers judiciar și pot să vă spun de pe acum, ca să nu fie speculații, până când judecătorii nu vor da un verdict final, nu am de gând să fac nimic în această chestiune. Iohannis a referit la faptul că procurorul general Augustin Lazăr a atacat în instanță legalitatea procedurii de revocare și a cerut suspendarea acesteia acum câteva zile. Președintele a mai spus că Augustin Lazăr face treabă bună și că cererea ministrului Justiției de schimbare a acestuia din funcție ar fi pe lângă lege. Ministrul Justiției Tudorel Toader a declanșat revocarea din funcția procurorului general Augustin Lazăr, care se află acum în etapa în care CSM trebuie să acorde un aviz consultativ, iar abia după aceea președintele va avea ultimul cuvânt de spus în acest caz.